Cel mai mare producător de încălțăminte din piele din Republica Moldova a acceptat ca Made in Medel să-i testeze producția. Și așa cum în curând încep pregătirile pentru școală, noi vom face o recenzie încălțămintei pentru copii. Să vă conving să cumpărați doar de la Dorile? Nu, dar să vă îndemn să le încercați? Da, așa cum au făcut-o și copiii de la un centru de plasament din Chișinău. Deci, 4 perechi de pantofi pentru școală, 2 pentru fetițe și 2 pentru băieței. Toate de culoarea neagră, sobre, clasice, special concepute pentru uniformele școlare. Atunci când părinții mă lăsau să aleg, eu atrăgeam atenția în primul rând la aspectul exterior. Acum însă îmi dau seama că și comoditatea contează foarte mult. Astfel, pantofii de școală pentru copii ar trebui să fie comozi, ușori, practici și cu un aspect cu minte, ca pentru copii exemplari. Un mare plus pentru pantofii pentru școală ar fi talpa ortopedică, care are grijă ca piciorul să se dezvolte corect, modelându-se ușor după el, de exemplu cum au acești pantofi. Știind cât de neasumpărați sunt copiii, eu de exemplu aș opta pentru încheietori cu baretă, care să țină bine piciorul, da, sau cu lipici. Practic și ușor de încălțat, descălțat. Toate modelele au talpă antiderapantă. Puteți observa. Sunt din piele naturală și în interior și în exterior. Iată, aici este specificat. Iar modelele pentru fetițe în exterior au un lac natural, ceea ce le conferă o notă de eleganță. Drăguță! Atenție copii, nu alergăm, nu jucăm fotbal, le încălțăm și primim doar note bune în ele. Cum încălțămintea pe care ați încălțat-o? Vă place sau nu vă place? Mie da. Da. Mie îmi place pentru că merge, e ușor, nu e greu și se potrivește hainele în școală. Da, sunt frumoase, dar eu consider că sunt un pic monotone. Aș prefera să fie culori mai calde, mai ușoare, mai jucăușe, pentru că totuși sunt copii. De asemenea, sunt un pic costisitoare. Dar, nu uităm, raportul preț-calitate corespunde. Cred că fiecare școlar ar merita să aibă în garderoba lui o asemenea pereche de pantofi. Și o să primești doar note de 10 într-unsele, da? Dar nu contează încălțămintea, contează mintea.